Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că Republica Fantastică România, an de an, toamna, când se reia anul școlar, are și presa un subiect care enervează politicienii de la putere, oricare ar fi ei. Școlile fără autorizație sanitară sau de incendiu, sau amândouă deodată. Mii de școli se redeschid în condiții contrare legii, de fapt, și chiar mai mult de atât, în condiții care pun în pericol, de fapt, sănătatea sau chiar viața însăși a copiilor din țara asta. Că până la urmă asta înseamnă autorizația de securitate la incendiu și autorizația sanitară. Faptul că statul verifică dacă unitatea respectivă respectă standarde minime de funcționare, astfel încât utilizatorii, clienții, elevii, vizitatorii și așa mai departe să nu fie puși în pericol din aceste puncte de vedere. Vă reamintesc că Europa FM făcea live în garaj, într-un garaj mare cu o deschidere pentru când stăteam, când aveam sediu în partea cealaltă. Era un garaj mare, avea o deschidere pentru ghita mai mașinile să iasă de era acolo. Era o ușă de garaj, practic, și avea și o a doua ieșire, cum ar veni, dar în interiorul, înspre clădire, cum ar veni. Înspre clădire. Bun. Da. Și au venit la un dat pompieri și au spus aici nu aveți voie. După colectiv, am considerat că așa e normal și firesc, să vedem dacă suntem autorizați pentru genul ăsta de activitate. Da. Și au venit pompierii, s-au uitat, au zis în principiu e ok, dar la lege spune că trebuie să aveți două ieșiri afară, aveți doar una, mulțumim, la revedere. Și am închis povestea, adică n-am insistat, n-am mai făcut. Brandul live în garaj s-a terminat în momentul ăla, pentru că Europa FM respectă legea. L-am mai continuat aici, dar n-a mai fost același lucru. Bun. Asta e. Și acolo ăla era un eveniment care avea loc din când în când. Era foarte popular. Și veneau adulți și oricum era audită mai evacuarea, dar asta a fost. Ne-am gândit că nu vrem să punem în pericol pe nimeni. E bine, la nivel național, la școli, care e problema? Adică sunt doar copii. Sunt doar niște copii, nu? Care se duc zi de zi. Bun. Deci de 30 de ani, an de an același subiect, cât să mai suportăm? Și au zis politicienii, pisălogilor, altă treabă n-aveți, trebuie să rezolvăm problema asta odată și odată. Și în sfârșit, prieteni, ne bucurăm să vă anunțăm că guvernanții au găsit soluția. Serios? Autorizația de securitate la incendiu și autorizația sanitară de funcționare nu mai fac parte din condițiile de acreditare a școlilor și grădinițelor de către instituția care va da aceste acreditări. Când te duci să obții acreditare, te duci la o anumită instituție și aia nu o să mai trebuiască să verifice asta. În acest proiect de lege, promovat de noul ministru al educației, Ligia Deca, scrie așa, deci nou proiect de lege al învățământului preuniversitar. Scrie așa, citez. Proiect obținut de edupedu.ro. Araciip... Cum? Araciip este, de fapt, citez, este instituția respectivă. Da, agenția adică ceva. Este Agenția Română pentru Asigurarea Calității și Inspecție în Învățământul Preuniversitar. Iar asta, și de aici abreviere ARACIIP. Așa. Este viitoarea formulă, conform proiectului de lege DECA, aceea este acum Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar. Adică ARACIIP. A, au mai pus unii. Da. Deci schimbarea este... Ca lumea. Dăm o lege nouă. Cum este? ARACIIP. Hai, mai punem unii. Este ARACIIP. Ok. Înțelegeți? Bun. Deci, CIP-CIRIP ăsta, citez. Realizează evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării, menținerii acreditării în învățământul preuniversitar de stat, fără verificarea existenței autorizației de securitate la incendiu și autorizației sanitare de funcționare. Am încheiat citatul din proiectul de lege promovat de Ministerul Educației. Deci problema rezolvată. Gata, nu mai avem nicio problemă. Sigur, de obținerea autorizațiilor se vor ocupa sau vor trebui să se ocupe proprietarii clădirilor respective, dar acreditarea se va putea face și fără aceste autorizații. Păi și noi, în cazul școlilor, proprietarii sunt de multe ori ministerul sau cine? Primăriile, de obicei. Primăriile. Sau cine o fi, lasă să se ocupe ei, noi vă acredităm. Și după aia vedeți voi. Deci, practic, s-a rezolvat problema. Nu puteți să răspundeți, da. Bine, cred că asta vizează mai mult școli particulare, mă gândesc. Care învățământul stat? Preuniversitar de stat. A, doar de stat. Scrie aici. Okay. Deci, la privat, cu privatul e altceva. La privat sunt scrofuloși la datorie, da, vorba lui Pristan. Da, aici trebuie să respectați deci, practic, legea. Au scos niște autorizații minime. Da. E ca și cum aș pregăti deci, eu mine să-mi deschid un restaurant. Da. Și ce... Ai de mâine nu mai nevoie de autorizație sanitară. Da. Instituția care acreditează restaurantele. Da, să-și ia clădirea. Da. Vorbește cu proprietarul. Și proprietarul, dacă nu, dă-l în judecată. Da. Tare asta. Foarte tare. Bun.
De ce ne-ar preocupa pe noi siguranța copiilor noștri? Bravo. Adică de ce ar fi asta o problemă în România? Ăștia care acreditează Aracip, spre deosebire de Aracip, acum nu mai e o problemă asta. Bun. Oficial, situația asta așa, citesc din nou. În 2021, din datele IGSU, dintre cele 25.499 de clădiri cu destinația învățământ, doar 15,3% dețin autorizația de securitate la incendiu, iar 15,8% funcționează fără o astfel de autorizație. Unde te oprești și dacă... Așa, bravo. Deci 15% au autorizație, 15% nu. Păi ce se întâmplă cu restul? Aici o altă chestie foarte românească. Citesc din nou. Restul, de aproape 69%, nu necesită autorizație de securitate la incendiu pentru că au fost edificate înainte de 1998. Și ulterior nu și-au schimbat destinația și nu s-au efectuat asupra lor lucrări de modificare. Păi da, mă, dar rămân conform normelor de atunci, nu? Da. Deci nu se pune piua. Presupun că înainte de 1998 nu era nevoie și dacă nu era nevoie atunci nu mai facem. Poate înainte de 98 era nevoie să ai câte o gălată de apă la fiecare colț de școală. Da. Și nisip. Dar mi se pare fabuloasă formularea, adică statul român confruntat cu o problemă. Cum stăm cu autorizația la incendiu? 15% au autorizație. 15% nu. Și restul de 70%? A 70% nu-i nevoie că sunt mai vechi. Da. N-au ars până acum, ori arde dacă încolo. Ce oameni, mă. Cum să fie? Bravo. În vara anului trecut, ministrul de interne, domnul Șian Bode, spunea că aproape 3800 de școli și grădinițe din România funcționau atunci fără autorizație de securitate la incendiu. O nimica toată? 3800. Câți copii poate să învețe în școlile astea fără autorizație la incendiu? 40, 50, 100 de mii, câți? 150 de mii? Ce are, mă? 150 de mii de copii funcționează. Se duc zi de zi în clădiri fără autorizație la incendiu. Neautorizate. De ce ne-ar preocupa asta? Bun. Și EduPedu semnala atunci că numărul acesta, comunicat de Lucian Bode, 3790, era cu doar 62 mai mic decât cel raportat cu un an înainte. Deci, practic, într-un an se rezolvaseră 62 din 3800. Deci, în acest ritm, mai avem de așteptat numai jumătate de secol. Da. Înțelegeți ce repede trece? 30 de ani au trecut deja. Mai avem curând, mai așteptăm jumătate de secol și se rezolvă și problema asta în România. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.